Reprezentanții medicilor de familie din județul Hunedoara consideră că deciziile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sunt de noaptea minții. Scăderea valorii punctului per capita în condițiile în care majorările de taxe și impozite au devenit insuportabile sau verificarea tuturor pacienților de către angajații caselor de sănătate pentru depistarea pacienților falși sunt doar două monstre de decizii care dau startul protestelor de stradă. Dacă va apare un act adițional la adițional care să modifice valoarea punctelor, atunci acel adițional nu-l vom semna. E clar că nu-l semnăm pentru că înseamnă sinucidere curată. Adică în condițiile în care toate s-au scumpit, în care ai fost obligat să crești salariul minim pe economie, să crești salariul angajaților pentru că a crescut salariul minim pe economie, în condițiile în care inclusiv utilitățile și consumabilele au crescut, deci totul a crescut, nu știți că trăiți în România, dările către stat au crescut, noi ajungem în situația în care să plătim salarii și dările către stat. Și atât. Adică mergem la servici ca să vedem de unde ne întoarce. Un alt aspect din noua propunere din noaptea minții a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este și umilința psihică, să zic așa, adică din start suntem toți infractori. Este o frază acolo în care spune că serviciile se vor plăti după ce sunt validate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în urma discuției cu un membru al familiei, dacă s-a făcut sau nu consultul respectiv. Mâine, 18 ianuarie, medicii de familie și ambulator vor avea două runde de discuții la prefectură și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, unde își vor prezenta nemulțumirile. Dacă până în 23 ianuarie Bucureștiul nu ia o decizie în favoarea medicilor, se vor declanșa proteste la nivel național. Dacă în data de 18 nu se întâmplă nimic, atunci în data de 23 ianuarie, în toată țara, la ora 1, vor fi mișcări de protest în fiecare județ. Și Hunedoara va picheta, vom avea grijă să obținem toate aprobările și tot și vor fi mișcări de protest în toată țara. Veți din partea medicilor de familie. Și în viitor nu știu cum se va alege și ce se va întâmpla. Cert este că un medic nemulțumit nu poate să judece cu tot capul atunci când te gândești că nu te ajung banii de curent sau că lucrezi numai ca să plătești la stat, nu poți să fii dedicat 100% pacientului. Iar cel care va suferi indirect și fără voia noastră, va fi tot pacientul. Tot. Și Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că reprezintă interesele asiguratului. De întrebarea mea este cum?